sirena atunci când intru în apă. Am super puteri, nu sunt o simplă fată. Sunt sirena atunci când intru în apă. Am super puteri, nu sunt o simplă fată. Auzi ceva gălăgie aici, oare cine o fi? O fi cotoroanța îngrozitoare? Cine e mușchiulică ăsta? Și de ce e așa musculos și ce caută la noi în casă? E cam dubios. Și parcă miroase a tati. Nu știu, zici care e mirosul lui tati. Dar ce caută la noi în casă, mușchiulică? E foarte, foarte dubios să fie la noi aici. Mușchiulică, te urmăresc eu să văd ce pui la cale. Asta pune ceva la cale. Mă ascund aici după asta să nu cumva să mă vadă. Pare că se uită să nu-l urmărească nimeni. Dar Baby Granny se ascunde bine și nu-și dă seama, mușchiulică, că e urmărit. Ia să mă uit pe aici așa. Așa, vin aici, băi mușchiulică, unde te duci tu? O să văd eu ce pui la cale. Dar ce caută în casa aia, mușchiulică, și de ce miroase ca tati? A intrat în casa asta de aici. Casa asta e părăsită de mult timp. Ia să mă uit puțin aici pe geam să văd ce face. Ce caut acolo? A coborât undeva, mușchiulică? Oare ce face aici, mușchiulică? A coborât undeva. Ia să mă duc să mă uit. Ce face aici, mușchiulică? Doamne, e un tunel secret pe sub casă! Unde-i duce tunelul ăsta secret? Ia să-l urmăresc. Uite-l pe mușchiulică, se duce încolo, așa. Oh, era să mă vadă, era să mă vadă când s-a întors. Mușchiulică, unde te duci? Ce cauți tu pe aici? E chiar aici, mușchiulică. E o scară! Opa! Oare ce faci acolo, mușchiulică? Ia să urc și eu pe scara asta să văd ce se întâmplă aici. Mușchiulică... Ce? Mușchiulică o pândește pe Foxi sirena? Ceva e super dubios aici. Și de ce miroase mușchiulică asta ca tati? Cred că e tati deghizat, m-am prins. Dar ce caut aici? Nu, nu, trebuie să-mi răspundă la întrebarea asta. Trebuie să-mi spună ce se întâmplă. L-am prins. Aoleu, aoleu. Era să-l vadă, era să-l vadă. Ce faci, mușchiulic, aici? Ia vino, ia vino aici că trebuie să-mi răspunzi la niște întrebări. Mușchiulică, ce ești? Ia coboară tu pe scările astea aici. Așa, vino aici că te prinde Foxi dacă nu. Haide, mușchiulică. Bebe Foxi, ce cauți aici? Hai să plecăm de aici, bebe... Pardon, Baby Granny, Baby Granny, mă gândeam la noul bebeluș cu Foxi când o să mă căsătoresc cu ea. Bebe Foxi, ce cauți aici? Să plecăm să nu ne prindă cumva. Bebe Granny, pardon, doamne că tot... Doamne, nu vine să cred. Bebe Granny, hai să plecăm de aici, Baby Granny, că dacă vine Foxi și ne prinde, s-a zis cu mine și s-a zis cu căsătoria mea cu Foxi. Hai repede, fugi, fugi tare, fugi tare, fugi tare, că dacă mă prinde era să mă vadă atunci când am venit. Hai să urcăm aici pe scările astea. Așa, 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 Bebe Granny, așa, bravo, 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 bravo. Stai așa să închid aici să nu vadă nimeni. Am scăpat, am scăpat, nu m-a prins. Nu m-a prins Foxi sirena. Stai așa, bebe, unde ești, Baby Granny? Baby Granny, unde ești? Aici, așa, așa, bun. Da, păi stai să-ți povestesc că păi m-am dus să mă întâlnesc cu Foxi, pentru că mi-am luat costumul ăsta de mușchiulică să se îndrăgostească din nou Foxi de mine. Și ai zis, tati, o șeri pe mami cu mușchiulică ăsta care ți-a schimbat o înfățișarea? Cum să o înșel pe mami? Nu se poate așa ceva. O să-i spun la cotoroanța îngrozitoare și o să te prindă și o să te închidă în beci pentru totdeauna. Nu o să mai scapi de acolo niciodată. Ce crezi că îți pui tu înfățișarea asta de mușchiulică și gata, cucerești toate gagicile și o uiți pe mami, cotoroanța îngrozitoare? Ia uite că am primit acum un mesaj de la mami și îmi scrie mami că mă așteaptă acasă cu ciorbă de de lăcuste, gata, răcită de 7 zile. Da, o lasă că o să scriu acum, scriu, uite, mami, sunt cu tati și tati... Asta nu-i zic? Bine, nu-i zic momentan. Momentan nu o să-i zic, dar mai încolo o să te pun să faci ceva pentru mine. Așa că, dacă calci cumva greșit, o să afle mami direct ce s-a întâmplat. Așa faci tu? Vrei să o înșeli pe mami cu Foxi, sirena, să fie noua ta gagică, de fapt vechea, că înainte era gagica ta și acum nu mai e pentru că e mami și e și nevasta ta mami, adică soția ta, adică cotoranța îngrozitoare. Dar ia spune-mi tot, ce cauți tu pe acolo și de ce o pândești pe Foxi, sirena? Baby Granny, păi hai să spun, dar hai să plecăm de aici, să ne întoarcem acasă, să nu cumva să ne vadă cineva aici în casa asta, ca să nu știe nimeni de secretul nostru. Facem în felul următor: o urmăresc pe Foxi ca să-i aflu toate secretele și să o pot face să se îndrăgostească de mine, pentru că ea încă se mai gândește la Houdini, cum eram eu odinioară, și așa că pot cumva să o vrăjesc să fie din nou iubita mea, dar să nu-i spun nimic la cotoranța îngrozitoare, pentru că dacă află, s-a zis cu mine, pentru totdeauna. Deci să nu-i spui absolut nimic, să nu sufli o vorbă, și vreau să-i aflu toate secretele lui Foxi, sirena, și să mă pot apropia de ea din ce în ce mai mult. Ea nu prea are încredere în mine, simte ceva dubios și de asta trebuie să o spionez, trebuie să aflu dacă cumva o să știe secretul meu. Odată chiar m-am transformat în Houdini, bunicul măcelar, de față cu ea aproape, și era să mă prindă. Am fost la oraș și a trebuit să o abandonez acolo la întâlnire, și de atunci își pune semne de întrebare. Așa că o să fie super greu, dar o să mă descurc eu cumva. Hai să ne punem aici să mâncăm, să nu cumva să audă cotoranța ceva. Dar tu nu-ți iei, scaun pe Baby Granny? Dar ce crezi, tati, că eu mănânc cu scaun? Eu nu mănânc, că mie îmi place să mă gâdile lăcustele la picioare, și dacă stau pe scaun nu mă mai ajung lăcustele. E îngrozitor de frumos să te gâdile lăcustele la picioare în timp ce mănânci. Dar mami zicea că e ciorbă de lăcuste și nu e nicio ciorbă de lăcuste aici pe masă și nici măcar nu e acasă. Dar măcar ai avut noroc că nu te-a prins, că dacă te prindea și punea mâna pe tine, aolea. Dar lasă că mănânc, uite, niște supă de pește putrezit de anul trecut. Cred că e bună și asta, a uitat-o mami pe masă de anul trecut, dar e bună așa, la gust, e îngrozitoare, da. Tu nu mănânci nimica? Parcă nu prea ți-e foame. Ți-e frică să nu-ți fi pus ceva în mâncare, cotoranța, da? Am înțeles. Ce amuzant ești, tati. Ai noroc că ești îngrozitor de amuzant, că n-ai nicio glumă bună, că dacă nu... Aolea, deja te spunea la mami și l-ai închis în veci.